fie drăguțe, puteau fi vândute încă de pe la 3-4 ani unor case de curtezane și mai apoi de gheișe, ochiia. Hei, hei! Ce mai faceți voi, dragilor? Astăzi vom vorbi despre lumea plutitoare, așa cum la modul simbolic este denumită lumea gheișelor. Suntem blocați în Japonia. Ne apropiem de sfârșitul călătoriei noastre în această lume misterioasă și a venit rândul fascinantelor gheișe. Pentru a înțelege cu adevărat rolul acestora, trebuie să punem la punct câteva aspecte privind relațiile dintre bărbați și femei, căsătorie și modul în care privesc japonezii sentimentele. În societatea tradițională japoneză, rolurile bărbaților și femeilor erau bine stabilite, iar uniunea dintre ei nu se producea neapărat în urma unor sentimente de iubire. Ei se raportau în special la datorie. Căsătoriile în general erau aranjate de familie sau de senior, din rațiuni politice sau economice. Nici măcar nu erau necesare relațiile sexuale în timpul căsătoriei, decât dacă soțul nu avea urmași și își dorea acest lucru. De regulă, femeia pleca în casa soțului său și era inclusă în familia acestuia. Și dacă până în acel moment tatăl avea drept de viață și de moarte asupra fiicei, odată cu căsătoria acest drept revenea soțului. Stăpâna casei în care intra tânăra căsătorită era mama soțului său, iar proaspăta noră îi era supusă în totalitate. Dacă era suficient de bogat, soțul putea să frecventeze curtezane, putea chiar să cumpere o curtezană pentru plăcerile trupești pe care o aducea în casa sa. Din aceste relații se nășteau adeseori copii care erau crescuți ca și cei legitimi în cadrul familiei. Datoria soției era să aibă grijă de situația economică a familiei, să gestioneze venitul pe care bărbatul îl primea de la stăpânul său și din vânzarea produselor de pe domeniul care îi aparținea, în așa fel încât să îi asigure soțului fonduri suficiente pentru a-și întreține armele, caii, eventual armata pe care o avea în subordine. Pentru păturile de jos ale societății, lucrurile stăteau cu totul altfel. Japonia a fost o țară foarte săracă, cu un relief stâncos, bântuită de cutremure, cu puține resurse naturale, în care viața se desfășura cu dificultate. Japonezii au învățat prin disciplină să exploateze orice resursă cât de mică pentru a supraviețui. Pare greu de înțeles pentru occidentali, dar fetele reprezentau o resursă pentru familia în care se nășteau și dacă aveau norocul să fie drăguțe, puteau fi vândute încă de pe la 3-4 ani unor case de curtezane și mai apoi de gheișe, ochiia, așa cum se numeau locurile în care se formau acestea. În acest fel, familia scăpa de o gură în plus de hrănit, dobândea o cantitate de provizii, fiindcă vânzarea se făcea pe orez, unu sau doi cocu de orez, cocu însemnând o unitate de măsură tradițională. Așa își asigurau hrana restului membrilor familiei pentru un an sau doi, iar fata scăpa de sărăcie și foame. Într-un fel, considerau că îi asigură un viitor lipsit de griji într-o lume mai bună. Plecând de la aceste considerente, putem să ne facem o idee despre ce se afla dincolo de fardul gros de pe obrazul gheișelor. Ideea de gheișă a apărut odată cu dezvoltarea primelor forme de artă tradițională, în secolul XVI și a primilor interpreți care se specializează în dans, muzică, servirea ceaiului, roluri mici în scenete comice și, în general, tot ce ține de divertisment, de crearea unei atmosfere destinse și întreținerea unei conversații spumoase. Era ceva mai mult decât a oferi servicii sexuale pentru distracția samuraiilor bogați, aspect de care se ocupau curtezanele sau prostituatele. Artiștii care aveau acest rol se numeau geiko și la început au fost bărbați. Femeile au intrat în această breaslă ulterior și începând cu secolul XVIII au câștigat supremația în lupta cu bărbații pe acest teritoriu. Pentru a deveni geișă, fata trebuia să parcurgă câteva etape. Astfel, la momentul în care intra într-o ochiia, stăpâna centrului îi devenea un fel de mamă adoptivă. Și se întâmpla ca aceasta
să își aleagă chiar una dintre elevele cele mai bune pe care o înfia pentru a-i lăsa moștenire afacerea. Aici copila era trimisă la școală, participa la treburile casnice potrivite vârstei ei și începea lecțiile particulare de dans, muzică, poezie, caligrafie, vestimentație, postură, tot ce trebuia pentru a ajunge o artizană a profesiei. Se întrerupeau legăturile cu familia de origine. Pentru fată nu exista o viață în afara casei din care făcea parte. Toate cheltuielile efectuate cu educația, prețul plătit pentru ea, trebuia returnat patroanei casei într-o formă de rate lunare, în momentul în care ar fi început să câștige din angajamentele obținute ca gheișă. În preajma adolescentei, copila obținea statutul de gheișă ucenică și era dată în grija unei gheișe experimentate, care devenea un fel de soră mai mare. Continua pregătirea specifică, o asista pe sora mai mare și începea să participe la mici evenimente fără a avea un rol activ. În jurul vârstei de 14-16 ani, avea loc un eveniment numit mizuage, însemnând deflorarea copilei, lucru care se întâmpla în urma unei licitații organizate de patroana casei sau de sora mai mare. De regulă, 2-3 bărbați potenți financiar licitau pentru acest privilegiu, bani care erau preluați de casa de gheișe în contul cheltuielilor acumulate de fată cu ocazia educației ei. Cu cât suma era mai mare, prestigiul fetei creștea și era mai solicitată la evenimente, deci era o premiză pentru o carieră strălucită. La vârsta majoratului, gheișele își găseau un dana, însemnând un bărbat care le putea întreține, fără a avea alte drepturi asupra lor. Își câștigau existența singure, din angajamentele pe care le aveau, de a participa la întruniri, evenimente, în care aveau rolul de a întreține atmosfera și a distra participanții cu talentul lor muzical, prin dans, capacitatea de a recita sau a versifica ușor. Gheișele aveau coafiuri speciale, diferite în funcție de etapa de viață în care se aflau. Ucenicele își aranjează părul altfel decât o gheișă matură. Toate poartă kimonouri de mătase, pictate manual, frumos colorate și un fel de sandale în picioare cu o talpă foarte înaltă, o kobo, teșită în față, pe care este foarte greu să-ți menții echilibrul, dar le obliga să facă acei pași foarte mici, care le fac să pară delicate ca niște păpuși. Știm cu toții că gheișele poartă acel machiaj specific. Practic, fața le este acoperită de o pudră albă și doar buzele sunt puternic conturate cu roșu și, de foarte multe ori, chiar și în jurul ochilor. Ei bine, acesta este doar pentru gheișele tinere. Pe măsură ce înaintează în vârstă, ele renunță la machiaj și se pare chiar că sunt din ce în ce mai solicitate și apreciate pentru măiestria artei lor. Există o incertitudine în ceea ce privește statutul acestora. Erau, sunt prostituate și este greu să găsim noi acum răspunsul. Dacă judecăm ca europeni, desigur, este discutabil. Pentru societatea japoneză, care are repere diferite, lucrurile nu se pun în acești termeni. În secolul XVII existau bărbați și femei artiști, muzicieni, dansatori, care frecventau casele bogate ale samuraiilor ca animatori la petreceri. Și nu exista niciun fel de conotație sexuală în serviciile lor. Erau plătiți pentru prestația lor artistică. În secolul XVIII, lucrurile au început să capete și o valență sexuală, dacă ne gândim că prima femeie care s-a intitulat gheișă a fost o prostituată din Fukagawa, foarte talentată, care și-a luat numele de scenă Kikuya. În secolul XIX, prin măsuri legislative, s-au delimitat cele două lumi, a curtezanelor și a gheișelor. Acestora din urmă li s-a interzis să vândă sex, acest aspect rămânând apanajul curtezanelor, care de altfel în acea perioadă erau cu o clasă peste gheișe, care erau percepute ca artiști de divertisment și atât. Acestea nu aveau dreptul să poarte kimonouri și nici podoabe și, în general, nu puteau ieși în evidență. Toate acestea erau permise doar curtezanelor. Spre sfârșitul secolului XIX, lucrurile s-au schimbat. Era curtezanelor a apus și, odată cu restaurația Meiji, importanța gheișelor a început să crească.
deveniseră faimoase pentru maestria lor artistică și adevărate modele în stilul vestimentar, urmărite și copiate de doamnele vremii. Erau ceea ce am numit noi astăzi fashion icon. Numărul lor a crescut considerabil și se spune că înainte de cel de-al doilea război mondial existau peste 80.000 de geișe în Japonia. Războiul a fost o perioadă foarte dificilă și cele mai multe s-au angajat în fabrici pentru a susține economic efortul de război al țării. Cele care au rămas să practice profesia de geișă au distrat trupele americane. După război, a existat o perioadă în care au încercat să împrospăteze și modernizeze imaginea geișelor, cu o vestimentație la modă și tehnici de distracție adaptate timpurilor. Însă stilul acesta nu a fost agreat de consumatori și au revenit la practicile tradiționale, dobândind treptat statutul de păstrătoare ale artei tradiționale japoneze. Schimbările economice și modernizarea accelerată a societății au dus la apariția unui cadru legislativ care așează profesia de geisha pe un nou drum. Astfel, în 1956, prin legea de prevenire a prostituției, practica de mizoaghi a fost scoasă în afara legii. Prin anii 60, a fost interzisă cooptarea copiilor la o vârstă fragedă pentru educarea în această profesie, ceea ce a dus ca 15 ani mai târziu, în 1975, să se constate că vârsta medie pentru o geișă este de 35-49 de ani, întrucât nu au mai fost acceptate decât femei mature. La momentul actual, numărul geișelor se reduce la doar câteva sute. Au statutul de artiste profesioniste în arta tradițională japoneză. Acum câțiva ani apărea în mass media chiar și o româncă stabilită în Japonia, care a urmat o școală renumită pentru a deveni geișă. La o simplă căutare pe Google veți afla informații despre acest lucru. Probabil mulți dintre voi ați văzut filmul Memoriile unei geișe, în care este povestită viața unei fetițe, Sayuri, devenită geișă. Este un film american bazat pe o poveste reală, destul de conectat la realitatea acestei lumi. Geișa, a cărei viață a fost ecranizată, Mineko Iwasaki, a scris ea însăși o carte, Geisha of Gion, tradusă și în limba română și publicată la editura Humanitas. Cam atât, dragii mei. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Știu că sunteți acolo și vizionați orice videoclip pe care îl postez și dacă vă place ceea ce fac eu, vă rog să vă abonați la acest canal. Vă aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți părerea voastră despre cele prezentate. Ne auzim duminică cu un videoclip despre domnița Ralu a lui Vodă Caragea și primele spectacole de teatru din țara românească și joia viitoare cu un subiect neașteptat. Un samurai participant la războiul de independență din 1877. Ei, dar până atunci, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!